De ce credeți că PSD-ul are succes în România de atâția și atâția ani de zile? De ce are succes de atâția ani? Hai să zicem în faptul următor, să spunem că a făcut mai multe lucruri, cum s-ar spune, pentru familiile astea mai neajutorate. Am înțeles. Așa, da, da. E un argument. Da, da, da. Nu știu, i-ați votat vreodată, e treaba noastră. Da, 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 da. Deci uite pe noi, majoritatea asta, etnia asta noastră romă, pe noi ne-a făcut, deci într-un fel ne-a ajutat, cum s-a spune, cu ajutoarele astea sociale. Că, să spune că de la PSD a venit prima oară. Dacă dumneavoastră să spunem că ați intrat în politică, să spunem da, că... Da, dragi, politică, mai iubați și domnul politică. Stați două secunde. V-ați putea abține să nu furați și dumneavoastră, să nu luați o șpagă sau... Da, dacă aș fura, aș parli, cum aș parli și ei, da, bineînțeles. Nu ați fi dumneavoastră cel mai cinstit politician? Da, pă, dracu, ea adică nu e cinstit. Spuneți că dacă ați intra, ați băga mâna. Da, da, bineînțeles. Iohannis e condus de Merkel. Asta îl dirigează pe... Prin el spuneți că Merkel conduce România? Da, da. Și nu conduce bine doamna Merkel România? Adică un nem, să spunem așa? Sau... Nu se vede cum ne conduce. Ați intra în politică. Credeți că ați putea să fiți un om corect? Sau... N-ai cum. N-ai. N-ai cum. De ce? Cine v-ar împinge? N-ai cum? Că dacă toți fură toți... Intra în politică, da. Ați putea să vă abține să nu faceți ca ei? Ați văzut că sunt mulți acuzați că fură, că șpagă. Ați putea să vă abțineți? Eu am înțeles sfatul dumneavoastră, deci... Nu, e o întrebare, fiecare... E o întrebare, da, da, e o întrebare. Acum ce pot să zic la ce se întâmplă în lumea asta și ce arată la Parlamentul ăsta? Nu cred că mai există cineva în ziua de astăzi să poată să oprească corupția, că despre corupție e vorba, nu? Nu, că știți din ce cauză am văzut că s-au făcut multe și multe congresuri. Da. Și s-a terminat multe discuții, nu poate exact ce discutăm noi acum, poate față de oameni mari. Și la un moment dat, n-a trecut poate o săptămână, două, s-a întâmplat. L-a dat afară pe Cutărică că a furat. L-a aprins pe Cutărică că a făcut... Deci spuneți că nici dumneavoastră n-ați putea să vă abțineți, să, nu știu, să deci, luați o șpagă, să... Nu pot să spui că n-aș putea, depinde de funcție acum. Că v-ar dubla salariul. V-ar mai interesa dacă ei fură, dacă ce fac pe acolo, sau ar fi important să vă dubleze? Mai mare, nu, nu. Nu. Important e, nu știu, să aveți un ban în plus acolo. Da, da, da. Păi ce, am un salariu de 24 de milioane. Că... Imposibil. Ăsta e imposibil. Să zicem că v-ar da domnul Dragnea 50 de milioane. V-ar mai interesa că el fură pe acolo? Nu. Nu, nu, nu. Nu. Da, bineînțeles. Ați reluat noastră PSD-ul ăsta? Ați putea să faceți? Nu, PSD-ul nu aș vrea să-l iau. Aș lua un PNL-ul. Aș lua un... Dar n-ați putea să schimbați PSD-ul dacă l-ați reluat noastră să-l faceți un partid de oameni cinstiți? Aveți un pic de mustață, îmi permis să... Da, domnul Dragnea. Mă scuze că... E... N-ave ce să faceți. Bagă numai... Nu mai pari lor, îi bagă la putere. Deci a luat pe Diorica cu Vasilica și a tras mâna lui dreaptă ca să fie și ministru și ajutorul de PSD-ul, nu? Ajutorul de PSD-ul. Deci spuneți că dacă ați preluat PSD-ul, n-ați avea ce să faceți cu el? E plin de oameni... Putrezi. Încă ar dubla ajutoarele sociale, le-ar face și mai mare, ar mări pensiile, salariile. V-ar mai interesa de ei dacă fură sau nu acolo sau v-ați vedea de treaba noastră aici? Ne-ar interesa pentru anii următori, pentru generația nouă, cum s-ar spune, pentru viitorul nostru, că avem copii, avem astea. Poate ajutorul ăsta, dacă ni l-ar mări, poate ar dura un an, doi, trei. Dar pe restul viitorului copiii, poate de aici încolo are o viață mai grea decât a noastră. Dacă ați intrat dumneavoastră în viața asta politică, ați avea o funcție, vreau să vă întreb dacă v-ați comporta ca ei, ați putea să vă abține să nu luați o șpagă, să niciodată. Nu furați? Niciodată. Nu ați luat șpagă? Nu. Cum ați face? Toți din jurul nostru ați luat, dumneavoastră, cum ați putea să vă abțineți? Păi mă abțin foarte simplu, pentru că un om care respectă niște legi, trebuie să le aibă în sânge. Țara asta nu, în țara asta nu se respectă legile tale. Dar, dacă ați intrat în politică, v-ați putea abține să nu faceți cum fac cei mai mulți dintre ei? Să furați, să luați o șpagă? Pe asta cade de la sine. Că nu se poate. Nu se poate. Păi, dar nu se poate, domn. Că deci, acum, bine, îmi cer scuze, dar de-aia să duce țara de râpă. M-a interesat că îi fură, că... Treaba lor să... Dacă mă... Bă, la de ce să te magit? Pentru ce? N-am niciun rost magit. Oricum fură. Oricum fură. Chiar dacă vă interesează sau nu. Veți ajutor social, beneficiați? Avem. Suntem 6 membri în familie și pe acte s-ar spune că avem 7.400.000 și dintre care luăm 4.400.000 din cauza că a spus că ne oprește asigurările, că ne oprește taxele pe la primărie. Nu mai cheamă la muncă să vă mai... Nu vă cheamă să vă duce să... La muncă ne cheamă, dar știi ce se întâmplă? Acum
poate să mă vadă domnul primar și pe post. Deci, uite, să dau un rezultat. Am fost acum câteva zile pe stadion la Speteri. Ca primar, vă cer dumneavoastră o părere. E normal să discute frumos. Băi, uite, tu ai făcut aici, tu ai făcut aici. E normal, nu? Da, bineînțeles. Băi, te du-te, dracu, ieși afară aici. Acum, dau telefon și ți-l tai și fac. Nu știu, dacă puteți să faceți ceva pentru domnul primar ăsta, ar fi bine. Primar, cred că ar trebui să asfalteze. Da, de asfaltat nu mai spui. De asfaltat să fie ceva urgent, ca un pacient să ajungă mai repede la cel mai apropiat spital, că nu mai poți să-l numești spital, moare. Dumneavoastră aveți salariu, aveți, ce aveți? Nu am nimic. Nu aveți nimic? Nu. Nu munciți? Nu muncesc. De ce? Pentru că n-am unde. Nu aveți unde. Ați încercat să vă angajați? Am încercat și nu m-a angajat. Ce ați vrut să faceți? Să lipesc niște fire. Dar n-ai încotro, trebuie să inventezi orice șmecherie, iarăși ajung la corupția lui ăștia, să poți să prostezi, să faci o șmecherie, eu recunosc. Să poți să mergi în față pentru a doua zi, să ai o șansă să poți să trăiești.